Don Quijote, de Yves Jamiac, după Cervantes. Domnule licențiat, am descărcat 2 care mari pline până la refuz cu cărți. La noi spiritul se trezește de vreme, domnule licențiat. Și spinarea mea știe cât cântărește. 12 tomuri cu ispravelul lui Pladian, 24 cu cavalerul Platis și 32 de volume din oglinda cavalerismului. Și astea nu erau decât niște bănunțișuri puse deasupra carului. Și toate au costat 15 pogoane de cel mai bun pământ. Trebuie să ardem toate cărțile astea care sunt pricina răului ca pe vrăjitori. Asta ar trebui, rațional vorbind, domnule licențiat. Așa ar trebui, doamnă guvernantă. Dar ca să faceți asta, ar trebui să forțați ușa acelui cabinet de lectură. A trecut mai mult de un an de când eu, nepoata lui, nu l-am văzut ieșind din bârloc. Lăsați pe mine. Señor Quijada! Señor Quijada, vă strigă bărbierul dumneavoastră! Nimic. A sosit armura, așa cum mi-a cerut armura. Deschideți, vă rog. Îndată ce deschide, întrebați-l ce mai face. Și să mă prefacă în broască țestoasă dacă nu vă va rupe 3 coaste cu halebarda. Adevărat? Da, s-ar putea să vă și străpungă șoldul cu lovituri de spadă. Totul depinde de toanele în care se află și de chipul în care îi veți apare. Convorbirea asta nu prevăzusem și treburi urgente mă cheamă în altă parte. Oare vă e frică să mântuiți un suflet? Domnule licențiat Petro Perez. Señora, dar lucrul acesta necesită unele pregătiri. Atunci pregătiți-vă, căci iată-l deschide ușa. Mi se pare cu totul schimbat. Așa cum mi-ați poruncit, am dat jos armura, señor Quijada. Așa că am risipit puțin pe jos, dar după cum se spune, mai bine o potcoavă care cade decât o comoară care zboară. Gata, am pregătit terenul. E bine dispus. Cred că nu o să vă alegeți decât cu vreo 3-4 lovituri de halebard, atâta tot. Prietene, vino mai aproape, căci vreau să-ți fac unele mărturisiri importante. Mie-mi vorbește. Hai, duceți-vă! Dacă își pierde răbdarea, suntem morți cu toții! Señor Quijada, am onoarea să... Și mă bucur mult că de a vă vedea atât de sănătos, atât de sănătos și atât de... Da. Ce mare păcat e că vremea șterge cele mai de preț cuvinte ale unui atât de frumos discurs. Ce vrea să spună? Așa spune el, bună ziua. Señor Quijada, eu, deoarece milostiva soartă face ca îngăduiți să poate vom izbuti ca... Nu vă steniți atât, nobile cavaler Polmerin. Vă voi citi desigur mai bine în capitolul următor. Întoarceți pagina, vă rog. Cum? Întoarceți pagina, poate mai departe veți fi mai clar. Ce pagină vrea să întorc? Care vreți? Pagina albă. Hai, ziceți ceva. Tot pagina albă. Cornutul ăsta de librar mi-a vândut iar o carte plină de pagine albe. Señor Quijada, vă rog. Nu-i vina voastră, nobile cavaler Polmerin. Am să vă cumpăr într-o altă ediție. Să mă cumpere în altă ediție? Señor Quijada, sunt confesorul vostru, licențiatul Pedro Perez. Știți prea bine, nu sunt o carte. Nu ești o carte. Nu. Nu ești o carte. Nu. Și o să vedem noi cine ești după culoare. Sabia, dragii, se schimbă dispoziția. Așa vă să zică domnule vrăjitor Freston, pentru rivalul dintotdeauna lui Don Quijada. Ai o imaginație cam săracă. Îmbraci o carte în pielea unui licențiat? Señor, cu astfel de șiretlicuri crezi că puteți să-mi rătăcești spiritul? Uite în piele și furia atât de caragios ești. Iar tu, ediție proastă ce ești, du-te în raftul tău
Și cu asta, senior Freston, consider că incidentul s-a încheiat în favoarea mea. A început să delireze. Las loc, începe spectacolul. Foarte bine, să se bucure toată lumea. Să răsune trompetele. A sosit ceasul judecății voastre. Voi, lași, vrăjitori, amăgitori, profitori, oratori cu limbi de șarpe, voi, cei cu înfățișare de oameni, dar fără suflet, voi, cei nedrept înveșmântați în roba judecătorilor, a sosit ceasul. Priviți cu toții, mă ridic! Trișnesc! E dramă sau comedie? Aș vrea comedie. Bine, bine, atunci, intru eu în joc. Senior cavaleri, ale căror fapte mari strălucesc deasupra mea ca și stelele, iată inima mea, plămânii mei, splina și ficatul meu, sângele și vinele, iată deci toată viața mea până la rădăcina celui mai mic păr din barbă. Toate sunt în slujba tot ceea ce voi m-ați învățat prin mijlocirea acestor cărți. Bându-vă deci cu ochii substanța sufletelor voastre, mi se pare că a sosit ceasul pentru binele universului să fiu făcut astăzi cavaler rătăcitor. Cum trebuie să fie un astfel de cavaler? De neînvins! Împotriva cui trebuie să lupte? Împotriva minciunii și a tiraniei. Cu ce arme? Cu armele curajului. Pe cine se răzbune? Pe cei slabi. Cui să aline suferința? Celor întristați. Cât valorează viața lui? Atât cât și-o riscă. În ce scop? Pentru dreptate. Armura. Iată-o, nobile cavaler, iată. Dar îmi lipsește o chihotă. Ei, bărbierule, da. Ce-ai făcut cu chihota mea stângă? Eu știu, da. Iată cum prin greșeala unui bădăran, cea mai prețioasă pulpa cavalerului devine un călcâi al lui Achille. Lancia! Da, lancia, dar unde e chihota? Coiful. Nu cu el o să-mi acopăr pulpa, dă-mi chihota! Acum, cavalere, a sosit ceasul să-ți rostești suscitare numele tău de luptă. Da, numele meu de luptă e și clipa potrivită când eu nu știu cu ce o să-mi acopăr pulpa. Chihota! Chihota! Duceți-vă la dracu, senior Don Quixote! Don ce? Quixote! Don Quixote! Don Quixote! Don Quixote! Don Quixote! Don Quixote! Da, are ceva frumos în el. Ceva universal și măreț. Îți pierzi răbdarea, draga mea montură, și încă de pe acum pământul arde în focul luptelor sub copitele tale. Da, îți pierzi răbdarea, regina iepelor rătăcitoare. O, roza mea, tu, dintre toate rozele, cea mai rozinantă. Rozinanta! Nu te împotrivi, brava mea. Destinul s-a pornit și ne ia cu el. Nimic de aici înainte nu mă va împiedica pe mine să fiu Don Quixote și pe tine să fii Rozinanta. Iată-mă călare dintr-o dată. Universul întreg se vede ca în palmă până la cea mai mică nedreptate. Îmi pare, suzeranii mei, că nu-mi lipsește nimic. Trei purcei să-mi fi dat maică, m-a iubit lăcăul meu. 10 de mi-a fi dat doaică, m-a iubit ducele meu. Iar 100 de așa avea chiar și regele m-a luat. Ce-i cu mine? Ard tot. Sunt îndrăgostit. Îndrăgostit. Cum îmi pătrunde simțirea asta tot trupul. Da, râzi, doamna limpezimii mele. Fii crudă. E drept așa, fiindcă nu te merit încă. E un temei în plus ca să lupt. Râzi, potolește cu râsul tău fluid setea cavalerului gata să ia calea peregrinărilor. Adio, doamna așteptărilor mele, cea pe care o caut dintr-un începutul vieții. Care ți-e numele? Ce nu mi-ai spus? Prestemat, Freston, mi-ai înfundat urechile tocmai în clipa asta. Cum o voi iubi dacă nu știu numele? O, doamna fainei mele, tu nu poți avea decât un nume care să fie numai al tău, un nume luminos. Luci! Nu, numele cele mai blânde dintre lumini. Lucia! Nu, numele unei lumini pe cât de blânde, pe atât de strălucitoare. Dulcea! Da, dar de dulceață care să încânte sufletul. Dulcine! Dulcinea,
L-am auzit. Te iosărim zadarnic, domnule vrăjitor Freston. Dulcinea, Dulcinea! De data asta, suzeranii mei, chiar că nu mai lipsește nimic. Ziduri, porți, obstacole, totul se desface, se prevale. Sunt liber, drept înainte, Rozinanta. Voi știi în sfârșit ce ascunde depărtarea. Înțelepciunea Tereză nevastă ne învață că treburile noastre nu merg mai departe de lungul nasului. În cazul ăsta eu spun, Sancho, bărbate, că ai nasul prea scurt. Ceea ce face să mă simt cât se poate de bine. Ceea ce înseamnă că o să lași copilor tăi doar rotunjimea sănătății tale. Dacă îmi cer să cumpăr pogoanele cu gândul la moartea mea, îți spun răspicat că pogoanele astea nu se bucură de simpatia mea. Știu eu prea bine de ce nu-ți plac. Ce să fac cu pământul ăsta, Terezu? Să-l cultiv, sufletele, să-l cultiv. Așa vă să zic, la plug, domnule, da, Pancea, la plug. La plug, da, nu la culcare odată cu găinile, trântorule. Nu-mi place să mă prindă noaptea pe afară. Mi-e frică de întuneric. Lașule, de-ar bate pielițatul la ușa noastră, ci te-aș mai da ca să aibă ce arde. Mi-ar place, dar să-mi dea și ceva rece de băut. E, hai, deschide dragului! Da, că-i deschid! Ce-i asta? Ce femeie! Ascultă de ea până și dracul! Cine sunteți? Sior, nu vă fie cu supărare, dar mi se pare că acel care sosește se cade să spună cine este. Cine sunt? Oare nu se vede? Ba da, ba da, dar parcă nu pot crede ochilor. Crede, eu sunt. Vă știți, seniore, că v-am chemat din greșeală. Eu îl iubesc din toată inima pe Sancho, da, și mi-e trebuincios ca aerul. Iartă-mă, seniore, că te-am oprit din drum. Nimeni nu poate să-i întoarcă din drum pe cavalerii rătăcitori, doamnă. Ce? Cavaleri rătăcitori? E cinstea care mi-a fost hrăzită. Bine, dar atunci nu sunteți... Hai de gând să mă ții de vorbă spunându-mi cine nu sunt, când e atât de limpede să vezi cine sunt? Doamne, văd prea bine. Sunteți un cavaler rătăcitor. Ce aș putea face pentru dumneavoastră? Să-i dai de băut calului meu. Da, da, Terezo, Terezo, dă de băut calului signorului cavaler. Da, tot pe mine va pune. De ce vă uitați așa la mine? Cu cât te privesc, cu atât mă conving că ai vrea să guvernezi. Să guvernezi? Cum te-ați ghicit, domnule rătăcitor? Ce-ai spune de o insulă? Ce să fac cu ea? Să o guvernezi. Ah, signor, dacă aș guverna pe o insulă, vă jur că n-ar mai rămâne niciun leneș în pat care să se bucure pe degeaba de plăcerile vieții. Îți dau insula, Sancho. Sunteți așadar atât de bogat pe cât de darnic? Am să te-o dau în primire de îndată ce o voi cuceri. Ah, da, asta înseamnă că insula deocamdată... Deocamdată ți-o ofer. E și asta ceva. Nimic nu-i mai ușor, prietene, decât să cucerești o insulă. Vă cred, sigur. Mai ales cu mijloacele pe care le am aici, în cap. Chiar așa, căci după cum spunea taică-meu, o idee în mână e doar vânt, dar un vânt în cap, asta te poate face să ai idei? Tatăl tău era un înțelept. Să mergem, scutierul meu. Dacă nu vă supărați, signor, cu care scutier vorbiți? Cu tine, Sancho. Cu mine? Nu cumva crezi că am să-ți dau să guvernezi o insulă de dragul ochilor tăi? Totul se plătește, jupân Sancho, totul se plătește. Ce idee, signor! Și cum de va veni să mă faceți scutier? Mi-a venit fiindcă n-am, fiindcă mă gândesc la viitor și fiindcă ai cap de guvernator. Pe cinstea mea am găsit la poartă un fel de grămadă de păr fier, sudoare cu un fel de băț pe ale cărui nări ieșea un fel de fum. Nu-ți fie teamă, senioră. E bine, jupân Sancho, vii? Încet, unde să te duci? Să iau în stăpânire insula noastră, dulceață. Insula noastră? Da, insula voastră. Numai 3 luni să-mi fie scutier și îl fac guvernator. Să mă lase singură cu cei 10 copii ai noștri? Niciodată, domnule cavaler, niciodată. Vedeți, domnule rădăcitor, nu consimte nevastă. Nu, nu. Și cum ea conduce casa... Ceea ce vă slujește drept cala, bău destul, seniore cavaler, fie ca potcoavele de pe drum să scapere sub picioarele voastre, vă salutăm prea plecați. Foarte bine, nu se care unui cavaler să contrazică o doamnă, mai ales că acolo, în colțul stâng al ochiului dumneavoastră drept, ceva mi-aduce aminte de doamna inimii mele. Ce? Adio, deci.
Mâine voi trece pe la răspântie ce se află la câțiva pași de aici. Domnul să vă aibă în pază, signor tăcitor. Și pe tine, jupân Sancho, care nu vei mai fi guvernator niciodată, fiindcă ai refuzat să fii scutier o singură dată. Domnul Pancia. Ce-i? Te culci? Da, dar dumneata, doamnă Pancia. Și eu. Somn ușor. Somn ușor. Domnul Pancia. Da. După părerea ta, cum se spune? Guvernantă sau guvernatoare? Guvernantă. Cred. Cu toate că guvernatoare... Numai dacă nu s-o spune guvernatriță. Poate că guvernatorul hotărăște. Și tu ce ai alege? Guvernatriță sau guvernatoare? Și guvernantă sună frumos. O să zic că tu ai alege... Guvernantă sau guvernatoare? Guvernantă, guvernatriță, guvernatoare. Înălțimea voastră, binevoiască să iasă din leșin. Nu mai aveți de ce vă teme. Dacă tâlharii nu sunt toți morți, în schimb i-am lăsat fără dinți în gură. Eh, prințesă, trezește-te pentru a-mi saluta victoria. Uite că și revine. Cine ești? Sunt cavalerul Don Quixote, care a jurat să înlăture nedreptatea. Cred că asta e tocmai ceea ce am făcut pentru dumneavoastră. Dar vreau să vă răzbun până la capăt, senioră. Spuneți-mi numele trădătorului care a poruncit răpirea voastră și de care ascult acești groaznici soldați. Fără lor și poate vorbiți de catârgii. Ce catârgii? Bețivi ăia care m-au hăituit. Acești bețivi, înălțimea voastră, sunt soldați? Sunt catârgii. Îi cunosc prea bine. Vine în fiecare seară să bea bere în taverna cu târfe în care slujesc. Bine, bine. Să vă lăsăm mințile să vi se adune. Unde vă este castelul, prințesă? Cum spui? Cum să spun altfel când porți o mantie acoperită de pietre scumpe? E mantia târfelor. Eu o pun în fiecare an la aceeași dată pe umeri unei biete fete pe care o aleg, cum zic, e regină. Dumnezeu, câte alegorii pot să iasă dintr-o minte tulburată. Mă cheamă Maritorn și sunt slujnică, senior. Slujnică, foarte bine. La care castel? La bordelul de acolo. Prea bine. Numai să nu ne facă paznicul greutăți să nu vrea să lase puntea. Care punte? A bordelului, înălțimea voastră, dacă așa vă place să numiți castelul. Sunt fecioară, senior. Da, nici nu mă îndoiesc. Căutați-vă alta cu care să intrați acolo. Sigur, când ești slujnică într-un astfel de local, lumea poate să creadă multe. Numai că eu am urățenia, drepcheză și a virtuții. A trebuit ca toți catârgia să fie bezmorță să seară ca să... Nu, opriți-vă. Niciun cuvânt mai mult. Și tulburarea minții și-are marginile ei. Urățenie, spuneți, când chipul vostru are puritatea zorilor și strălucirea unei roze pe zidul unei mănăstiri? Nu-i drept să vă bate joc astfel de obiată fată. Dumneavoastră vă bateți joc de mine? Vreți să mă convingeți că sunt orb? Chiar că sunteți, senior. O lume întreagă vă poate spune cum sunt. Iată de ce mă ridic împotriva unei lumi întregi. Sunteți frumoasă împotriva întregii luni, Doña Maritorn. Atunci priviți-mă. Priviți-mă bine până nu coboară luna. Luna
Vă privesc, Doña Mariton. Vă privesc și ochii mi se limpezesc. Frumoasă, frumoasă precum cea pe care păcatul nu atinge. Și pentru un sfert de obraz măcar, aceea strălucire ca dulcine. Da, da, pentru astfel de priveliști trudește vitejia mea. Lăsați-mă să vă privesc până nu apune luna. Veți mai spune că sunteți urâtă? No, luna nu-i oglindă, senior. Priviți-mă în ochi. N-am dreptate? Sunt așa cum vă place. În sfârșit, vă revine rațiunea. Ei, paznicule, să se lase puntea. Cavalerul Don Quixote aduce la castel pe prințesa Mariton. Într-adevăr, aveți de ce să vă bucurați, senioare castelan, că-și vă aduc neatinsă. Bine mulțumit, senioare cavaler, bine mulțumit. Hai, du-te la oalele tale, Mariton. O clipă. N-aș vrea, senioare, să-mi depășesc drepturile în acest castel care vă aparține, dar dacă vorbiți prințeselor în chipul acesta, cum vorbiți slujnicelor... Senioare cavaler, Mariton. Senioare castelan, grația e delicată. Un singur cuvânt prea aspru o poate distruge. Vă rog, deci, să-i vorbiți doniei Mariton cu blândețea care se potrivește făpturii sale delicate. Asta era! Cavalere, nu cumva visați? Păi m-ați uitat bine la ea! Văd tot și nu visez deloc! Și nu mi-ar face nicio plăcere să-mi îndrept lancea spre anume locuri, domnule castelan! Altceva decât un hangiu, seniore! Hangiu, spuneți? Hangiu! Nu! Vă conjunți, nu-mi lăsați lancea jocau! Au cu asta mea, sunt castelan, seniore! Castelan! Da, foarte bine! Mă simt castelan în toate afară, numai de coastă, căci la coastă sufăr ca un hangiu! Asta dovedește, seniore, că în durere oamenii sunt frați. Și că avem dreptate să ne batem pentru egalitate. Doña Mariton. Senior Castelan. Vă rog să vă duceți la ulcelele de aur curat și să fierbeți o alifie de pește uscat ca să potolim foamea oaspetelui nostru. Senora, foamea nu intră în obiceiurile cavalerilor rătăcitori. Aș vrea să consumați ceva, cavalere. Mi-ați gonit destui clienți astăzi. Nu știu despre ce negoți tainic pomeniți, dar dacă e vorba de bani, cred că senioria voastră nu va face ofensă să creadă că am. N-aveți bani, cavalere? Să port asupra dușmanul împotriva căruia mă bat? Scopul meu e să lupt împotriva corupției. Omul trebuie să trăiască numai cu fructele pământului, aerul cerului și apa izvorului. Unde vă duceți, Doña Mariton? Să frământ alifia de pește uscat, senior castelan. Nu-i nevoie, seniorului cavaler. Nu este foame. Nu. M-aș mulțumi și cu o pulpă de vițel sau cu o curcă friptă. Cât despre băutură, o carafă mică de vin de herbe. E tocmai ce avem în cămară. E nebunit, are buzunarele goale. Din moment ce banii nu contează, vreți să vă ruinați câștigându-i. Pe cinstea mea, înseamnă că am visat toată viața. E vremea să mă trezesc ca să dau tot ca să mă îmbogățesc. Iată vorbe demne de un castelan. Cavalere. Senior castelan? Spuneți-mi, așa între patru ochi, nu credeți că rezidența mea seniorială aduce a han? Han? Nici vorbă. Și mai întâi, cum ar putea un castelan să țină un han? Tocmai asta îmi turbură gândurile. Cum? În ciuda înaltei noblețe a privirii și a înfățișării voastre atât de demne, rară modestie, senior castelan. E da, sunt modest. În alta noblețea privirii mele și înfățișarea mea atât de demnă sunt dublate de o păcătoasă modestie. Seniore cavaler, pentru prima dată în viața mea mă privesc de sus. Cât de mic par de jos. Asta
sărit sus de bucurie, cavalere, dacă aș ști că într-o zi mi s-ar da prilejul să-mi împlinesc funcțiile rangului meu. E ceea ce vreau să vă rog, nobile suzerane. Ce? Trebuie să vă mărturisesc că, deși am un suflet de cavaler, n-am încă titlurile respective și s-ar cuveni să fiu consfințit de o spadă nobilă. Ați vrea să vă consacru cavaler? Aș putea să jur că 1000 de cavaleri, cel puțin, au primit investitura spadei dumneavoastră pe umerii lor. Mă înșeloare? Nu, 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 deloc. Dacă n-aș fi așa, n-aș fi cine sunt. Și dacă n-aș fi cine sunt, n-aș avea atâta înaltă noblețe în priviri și nici demnitatea înfățișerii pe care o puteți vedea. Senior! Dar ce faceți? Un senior în genunchi în fața mea? Așadar, sunt cine sunt! Rog mărinimia voastră să-mi acorde mâine dimineață titlul de cavaler. Chiar așa voi face, senior, chiar așa voi face, Donia Maritor... Pregătește de grabă dejunul seniorului cavaler. Ah, ce este, senior? Calul meu, să fie și el adus să stea la masă cu mine. Noblețea privirii mele, demnitatea înfățișării mele. Se face ziua, prima zi a suzeranității mele. Nu vin că n-aș fi castelan de când mă știu, dar tocmai fiindcă am fost, uitasem că sunt dormeam. Asta e, dormeam. Atenție, atenție la demnitate, senior castelan, iar noblețea privirii noastre să facă bine să cerceteze mai îndeaproape acest castel pe care până acum l-ai luat drept han. Cum așa? Ce văd? Unde-i castelul? Nesihodorul, cine? Acurică? Băniștele? Unde mi-e tronul? Oh, destul, destul cu visul. L-am ospătat destul pe fanfaronul ăsta. Visele costă scump, prea scump. Mariton! Mariton! Încă mai dorm la cântatul cocoșilor! Mariton! Ați și uitat că sunt Donia Mariton. Donia Oală! Donia Sminteală! Donia Apă de Vase! Uită-te în oglindă, Donia Mariton! Nu, nu se poate. Minte oglinda pe ceruri. Vine, te mai pricep să distrugi tot. Auzi, să distrug? Nimic nu stă în picioare. Doar hanul ăsta, cuibul ăsta de ploșnițe, din calea afară de puturos, dar real, real. Ce vorbire ciudată folosiți, senior castelan. Unde-i castelul pe care mi l-ai clădit ieri, cavalere? Senior, trebuie să fiu de hac vrăjitorului Freston mai înainte ca el să vă sfâșie demnitate. Nu mai pomeni de demnitate. Trebuie, senior. Pentru masa luată degeaba, fără îndoială. Nu-i vreme de pierdut, universul mă așteaptă. Du-te la dracu, cavaler al tristei figuri. Mă duc dacă trebuie, dar țineți-vă făgăduia. N-am făgăduit nimic, nimic. Șterge-o, șterge-o, musiu chihote, care îmi sucești judecată, îmi alunci clienții, îmi mănânci proviziile și nu-mi plătești, șterge-o! Senior suzeran, mi-ați făgăduit? Asta ți-am făgăduit, ciomagul! Așa, am primit investitura. M-ați proclamat cavaler. Domnul să vă aibă în pază. Cine vrea să-mi țină scara în timp ce voi urca în șa? Eu. Cine ești? Cum cine? Maritorn, seniore. Cine? Vă spun tuturor, ochii care nu văd decât ceea ce este, sunt orbi. Viața, seniorii miei, e măreastă prin ceea ce nu există încă. Iată ceea ce trebuie să vedeți, sau de nu,
Atunci lumea nu-i decât o tavernă cu târfe. Adio! Călătorie sprâncenată! În dimineața asta, Hangiu e cel care face cinste. Maritor, adu-mi ceva de băut! Doamne, Maritor, ce mai aștept? Să se întoarcă. Cine ești? Sunt eu, Sancho Pancia! Vă amintiți? Cel care i-ați făgătit guvernământul în insule! Am venit! Frumoasă treabă! Bună ziua, senior cavaler! Bună ziua, Sancho! Frumoasă vreme, nu-i așa? Da, da! De obicei, când vântul bate dinspre partea din care bate azi, mi se întâmplă numai lucruri bune. Vântul ăsta bate dinspre insule. Rămâne tot așa, nu? Cu ce? Cu insula. Cum ne-a fost în voială, Sancho? Eu mă țin de ea. Și eu mă voi ține. Sunt gata să dau totul pentru dumneavoastră, dar n-am nimic. Bogăția e în tine, Sancho. Asta îi spuneam și eu, Tereze, dar ea nu înțelege o astfel de avuție. E adevărat că de când a auzit că voi avea o insulă, s-a gândit ce-i drept toată noaptea. Și numai dimineața a înțeles avuția dinăuntrul meu și mi-a zis: fiindcă tot nu ești în stare de nimic, fii atunci guvernator. Să pornim, Sancho. Porniți, porniți, că vă urmez. Mai de departe, fiindcă măgarul meu merge cam încet și apară de asta loviturile greșite, zboară prea iute. Ciudată procesiune. Din care cin or fi călugării ăștia doi? Din cinul galerii. Cum se numesc? Galerie? Uite ce strâns legați sunt între ei. Sunt ocnașii regiului, senior, pe care soldatul acela îi duce să tragă la galerie. Cum așa, ocnași? Nu cumva vrei să spui că regele folosește violența împotriva cuiva? Nu spun asta. Spun că sunt oameni osândiți pentru nelegiuirile lor să le slujească în silă pe rege la galere. Se duc siliți și nu de bunăvoie? Siliți. În cazul ăsta, Sancho, ajută-mă să cobor. Nu. Ce vrei să faci, eu? Să-i ajut pe aceștia supriți. Încetişor, rugu-vă. Noi suntem doi, dar pasnic e unul. Soldat, știi ce e libertatea? Da. E locul pe care trebuie să ni-l faci ca să ne lași să trecem. A răspuns foarte bine. Să mergem, senior. Nu-mi place răspunsul. Trebuie totuși să te mulțumești cu el. Oh, Sancho, micuțule, cred că e vremea să-ți cauți un adăpost. Vreau să știu ce au făcut acești oameni. Fie, întreabă-i. Mai ales că s-a făcut cald și un scurt răgaz la umbră nu mi-ar displace. Dar după ce vei fi aflat, să nu cumva ne pune să-i omori. A resemnat să fie dat lipsă și pentru mine poate să se întâmple orice, numai să iasă la socoteală. Așadar, domnilor, care este crima care v-a nenorocit în chipul ăsta? Suntem nevinovați. Nevinovați? Auzi, Sancho! Ei, Sancho, apropie-te! Nu, senior! Aud mai bine de departe! Suntem nevinovați! Sunt aici pentru că m-am îndrăgostit, senior. De mine e mai rău. Nenorocirea mea e că sunt prea frumos. Iubirea, senior, e o crimă sau e nevinovată? E nevinovată, firește, e nevinovată. 15 fete s-au îndrăgostit de mine. Oh, Dulcinea, nu vei purta tu oare pașii spre galere, fiindcă te-am iubit? Pe voastră o cheamă Dulcinea. Da, prietene, e cea mai deplină frumusețe a lumii. A mea e cea mai bogată. Cum o cheamă? O cheamă doamna pungă. Plinuță ca o pungă. Întocmai, plinuță de sus până jos și cu o voce de aur. 15 fete deodată, bunul meu stăpân, să le refuz ar fi însemnat să moară de supărare. Dar unde să le aduc?
Am crezut că soarta a aranjat bine lucrurile când taică mi-a murit, mi-a lăsat casa. Totul s-a întâmplat, fiindcă mult iubita mea, doamnă pungă, era a nu știu cărui fiu risipitor, care a maltratat-o din zor și până noapte, golind-o de tot ce avea înăuntru, de dragul unor târfe. Casa tatălui meu se afla la porțile orașului. Am crezut că am să trăiesc liniștit dacă le voi instala în ea pe cele 15 îndrăgostite. Primeam mulți prieteni. Dar ce-ați face dacă doamna Dulcinea, a ei doma doamnei pungă, ar fi prizoniera unui tâlhar? Aș răpi eu. Asta am și făcut. Dar dacă din întâmplare demnicerul ei s-ar împotrivi... L-aș ucide. Să-i face bine, frate. Și iată-mă, dus pentru 10 ani la galere, fiindcă am inspirat prea multă dragoste. Dar poți iubi o astfel de dreptate, senior cavaler? Deloc, prietene, fiindcă e plină de erori. Suntem nevinovați. Vă cred atât de mult, frații mei, încât mă voi folosi de deviza ordinului din care fac parte. Alungă violența cât timp n-ai încercat blândețea. Mă duc să rog pe domnul paznic să binevoiască a vă dezlega. O clipă! Ce este? Nu vezi că a adormit? Cauza pe care o apăr merită să-l trezesc. Nu, tocmai asta nu. Nu știi ce furie îl poate apuca pe un soldat când e trezit din somn. Ai dreptate că nu vrei să folosești forța. Dar dacă îl trezești, vei fi silit să o faci. Pare atât de rău, senior, să ce se întâmple ceva. Da, sunt în stare să-l ucid dacă ar refuza să mă elibereze. Iartă-l. Iartă-l, senior, iartă-l, deși e polițist, e și el om. Vreți să pătați albul imaculat al libertății noastre cu roșul sângelui lui? Iertare pentru paznicul nostru, senior. Ei, dragi, oamenii ăștia au inimă bună. Oare nu cumva merită cu adevărat să fie liber? Marea bunătate a sufletului vostru, frații mei, îmi umple ochii de lacrimi. Ce trebuie să fac? Soldatul are la centură cheia lanțurilor noastre. Sancho? Da? Vino aici. Du-te și ia-i soldatului cheia. Dar bine, bine, senior. Tot ce legătură cu cheile e o treabă de portar. Scutierii n-au nimic de a face cu asta. E cheia care într-o zi îți va deschide porțile insulei tale, Sancho. Hai, du-te la el. Haide, Sancho, repede. Unde e cheia? Acolo? Aici? Nu, în dreapta. Uite-o, aruncă-mi-o. Prinde, signore. Așa, iată vă eliberați. Signor, dă-mi cheia să-i o pun la loc. Și ce faci aici printre ghetele mele de vernicule? Ce văd? Lanțurile! Lasă-te-le, sunt libere! Ați apus! Prea multe vorbe! Hai să vezi că un pumn liber face mai mult decât arhiebuza ta. Naulul și șterge-o! Toate astea nu mai grazi și se trag cavaler de trăbubaci! Și acum, senior, știți că nu-i de ajuns să eliberați lumea, nu? Odată ce ai pus pe oameni în libertate, trebuie să le dai și din ce să trăiască. Ce vreți să spuneți? Ei, pe cinstea mea, a fi liber înseamnă a mânca, a avea bani. Ei, și a avea bani înseamnă a ne da punga dumneavoastră. În cazul ăsta veți muri de foame, căci n-am. Va trebui să ne convingem. Tâlharilor, viclet, de ce? Am să vă smur limba. Dar știi că a spus adevărul. Nici urmă de pungă. Să luăm calul. După înfățișare mai mergea. Are pe dracul ea. Rămâne, mă gând. Nu, domnilor, lăsați-mă calul. Nu spungeți copilul de lângă tate. Blestemați pe cei care încearcă să te ajute. Ce m-au cu ce? Iubita maica poliție își vestește poporul mult iubit că va da 1000 de scuz de aur celui care va preda sau va ajuta să descopere doi vagabonzi rătăcitori, unul care spune cavaler și altul scutierul său. Acești doi înși primejdioși au scos din lanțurile lor ognași care erau duși la galere și aceasta în ciuda neobositului curaj ce l-a dovedit garda majestății sale.
Gardianul a fost de altfel spânzurat pe loc pentru a putea fi decorat post-mortem. 1000 de scuzi de aur, cetățeni, să spuneți tuturor și să-și amintească fiecare că denunțul asigură prin ordinea publică stabilitatea tronului. Dacă e vorba de senior unchiul meu, trebuie să dăm fuga la notar să-i vorbim de testament. Cum arată scutierul ăsta? Hai, 1000 de scuzi de aur. Eu, bărbierul lui, n-aș fi crezut niciodată că prețuiești atâta. Iată un prilej grozav să-l mai mângâi cu ciomagul, să pun mâna pe el, eu, Hangiu. Cu ajutorul cerului, eu, Maritor, cred că se va ascunde atât de bine încât nu va fi găsit. Am să-l găsesc și nu... Vă rog, domnule, cum credeți că arată scutierul, ha? Am să-l găsesc, îți spun că am să-l găsesc și deodată. Ei bine, mișcă-te, bărbierule. Nu înțelegi că trebuie să prindem pasărea mai înainte ca alții să-i smulgă penele? Asta ar fi spre binele lui, guvernantă dragă. Cu cât va avea mai puține pene, cu atât va zbura mai greu. Să mergem, guvernantă. Vă rog, nu cumva știți cum arată scutierul pe care îl caută. Mai târziu trebuie să ajung înaintea călăului. Frumoasă domnișoară, îl cunoașteți pe scutier? Nu mă jur, am destule necazuri cu stăpânul său. Doamne, dă-mi răga să-mi cos o rochie de doliu care să-mi facă talia mai subțire. Trasnetele cerului să-i ajungă pe toți. Țărmanul meu, Sancho, oare tu ești acela? Insula ta s-a schimbat în spânzurătoare. Întoarce-te, guvernatorul meu! Întoarce-te! Bine am ajuns. Eu fără măgar, dumneavoastră sleit, cu foamea în pântece, cu maica poliție pe urmele noastre. Bine am ajuns. Numai atunci când este hăituit, omul își dă la iveală tăria și găsește calea să-i impună dreptatea. Abia acum voi putea să pun la cale marea faptă, la capătul căruia tu îți vei găsi insula, iar eu ceea ce caut. Și când le vom găsi? Când vom ajunge. Să ajungem unde? Mai departe. Mai departe decât ce? Mai departe decât departe. Nu uitați, stăpâne, că eu merg pe jos. Odihnește-te puțin înainte. Nu poți te odihnești dacă mor de foame. Dacă ți-e foame, mănâncă, Sancho. Ar fi grozav dacă mi-ați spune și ce să mănânc. De postul ăsta o să ne aducem aminte toată viața. Ferice de cel ce se poate plânge. Ei, stăpâne, dacă fericirea vine din temeiurile ce le-aia te plânge, atunci plângeți-vă. Cavalerilor rătăcitori nu le este îngăduit să se plângă de vreo rană, chiar dacă le ies măruntaiere prin gură. Blestemate lege, signor! Simt că dacă vi s-ar întâmpla una ca asta, aș urla eu pentru dumneavoastră. Vorbești serios, Sancho? Pe cinstea mea, stăpâne. Ai fi în stare tu, care n-ai nici titlu, nici naștere, să suferi pentru durerile altuia? Pentru ale altuia nu știu, dar pentru ale dumneavoastră sunt sigur. Dă mâna, Sancho. Poftim, seniore. Ce simți? Așa, ca un fel de curaj. Și când te uiți drept în ochii mei? Un fel de fierbere, aici, la ficat. Nu, acolo e inima, Sancho. Atunci, la inimă. La inimă? Da, și asta îmi dă un fel de putere. Până între atât că dacă ați fi atacat în clipa asta, cred că m-aș bate ca să vă apăr. Oh, seniori, păstrători ai ordinului meu, voi toți egalii mei, fiți martori acestei întâmplări de seamă. Mi-am găsit un prieten, nu mai sunt singur. Dă-mi mâna, Sancho, dă-mi mâna, frate. Nici o altă mână n-a fost mai blândă decât mâna ta aspră, decât această frățească scoarță cu cele 5 degete ale prieteniei. Totul e cu putință de aici înainte, Sancho. Să-mi fi iertat înălțimea voastră, dar prietenia noastră e ca o ceapă. Cu cât o desfaceți, cu atât îmi înțeapă ochii. Cerule, ce voce dulce aud! Acest ecou melodios nu-i oare o iluzie? Surule, surișorul meu! Muzica mea, bine că te regăsesc, sfertul meu drag, perla picioarelor mele, stăpâne, să mergem acum unde veți vrea, oriunde și oricând prin timp, înainte și înapoi, chiar dacă ar fi să ne trezim după 9 luni în pântecele mamelor noastre.
căsătoria așa cum mi-a binecuvântat. Recolt! Să aibă tot atâta dragoste în inimă cât până are în șură! Frumoasă Chiteria, să-ți facă tot atâtea copii câte șunci vom mânca noi la nunta ta! Papacio! Oare scuzii tăi de aur o cheasmă singurii care nu vor cânta în cinstea ta, Papacio? Azi e o zi mare. Timirul meu se deschide pentru voi. Trăiască, trăiască, domnicul Camaccio! Trăiască, trăiască, prea milostivul Camaccio! Trăiască! Paște-ți, mielușeii mei, paște-ți! Astăzi-mi îngrași câmpurile cu bălegar de aur! Lasă galbenul! Iar meu, eu l-am văzut primul. Una e să-l vezi și alta e să-l iei. Lasă galbenul, câine furisit. Ia seama, canalie. Am să-ți mulg colții. Zulge-i dacă ai curaj. Asta am să-ți fac, după ce te omor cu cuțitul ăsta. Dacă e așa, să vorbească cuțitele. Loc, lăsați-mă să privesc spectacolul. Măruntaie și sânge, rogu-vă, măruntaie și sânge! Hai, stăpâne, noi n-avem ce căuta aici. N-avem ce căuta când un singur galben de aur poate face două cadavre? Hei, opriți-vă! Dacă nu, vă arăt eu cine sunt. Arată-ne și du-te, nu vezi că-mi strici plăcerea? Plăcerea ta, sac de răutăți! Crezi că un cavaler îngăduie unui bufon nemernic să umilească niște oameni pentru câteva monezi de aur? Face să te apleci, domnule cavaler, dacă face. Ai pungă de golit, butoi plin cu ticăloșii, îngenunchează în fața acestor oameni și golește-o în mâinile lor cerându-le iertare. Doică, doică! Da, drag! Ticăloșul ăsta-mi strigă nunta! Nunta? Care-i nenorocită ce a săvârșit atâtea crime de trebuie să-l ispășească în chipul ăsta? Doică, doică! Micuțul Docamaggio e insultat! O, știi cui vorbești, domnule Armură, din cap până în picioare? Am aflat că-l cheamă Camaccio! E cel mai bogat proprietar de pământul! Și cel mai rău dintre toți cei care au sub laptele unei doici! Doică, doică! Fă să tacă! O, calmează-te, calmează-te, băiețașul meu! Dar nu pricep, cavalere, că azi e nunta micuțului meu, Camaccio, că tocmai o așteptăm pe mireasă și că nu vom tolera să ne otrăvești voioșia. Signor, să mergem. Nu, vreau să văd și eu pe cocoșata, pe chioara, pe tigaia cu nas roșu și bărbia cât o cizmă, care e în stare să-l ia de bărbat pe dovleacul ăsta. Ei bine, să rămână și să vadă ce vrea să vadă. Să-i se facă rușine de toate insultele pe care le-a scuipat. Trăiască frumoasa Chiteria! Frumoasă, e frumoasă! Cea mai frumoasă e Dulcinea! Mireasa! Mireasa! Iată că vine! Faceți loc! Faceți loc! Chiteria! Frumusețea ta! Va face să moară de gelozie toate fetele din San Diego. Odată ce te-am văzut, Chiteria, nu ne mai rămâne decât să ne sfărâmăm oglinzile. Ei bine, domnule Armură, ce spui de cocoșata? Dulcinea, doamna mea, ce faci aici? Cum îmi spuneți, senior cavaler? Dar nu te uita la nebunul ăsta, frumoasa mea. Grăbește-te, grăbește-te să ajungi la pieptul băiețașului meu. Și tu, Armură, poți să te duci la dracu. Jur, jur, Sancho, că această Chiteria are cu toate astea un ochi care seamănă cu al Dulcinei. Tot ce se poate. Dar ce să ne mai pierdem vremea pentru un ochi? Un ochi, dar, doamnei mele, merită o întrebare. Frumoasă, Chiteria, îl iubești într-adevăr pe acest butoi de Camaccio? Trebuie, senior, de vreme ce-l iau de bărbat. Nu-i un motiv temeinic. Ajunge! Pleci sau pun să te bată. Ei, aș vrea să o văd și pe asta. Ei, prieteni, săriți pe animalul ăsta și să-mi aduceți cele două urechi. Iară! Iară! Strică bucurie ce ești! Elina, nepoftiți! Înapoi! Opriți-vă! Opriți-vă! Nu vreau să-i se facă vreun rău nimănui astăzi. Și cu atât mai puțin acestui om. E doar copila mea, omul ăsta. Omul ăsta s-a întrebat dacă sunt fericită. Atât. Nu știu cine e.
dar îmi vrea binele. Rămâi, seniore, vreau să fii martor cu nunie mele cu Camacho. Voi fi martor, înălțimea voastră, voi fi martor. Așa. Iertați-mă că am întârziat, senior Camacho. Ah, domnule preot, haideți repede, arde dragoste și dacă plouă, se strică fânațurile. Haideți. Seniora, dați-mi mâna. Și a dumneavoastră, senior Camacho. Așteptați! Nu vă grăbiți așa, așteptați! Basil! Doică! Da, Doică, e un om care vine să-mi stea în gât! La ce vrei, Basil? Chiteria știe prea bine! Și pentru ca fericirea să fie deplină, vin să distrug chiar în fața ei tot ce-ar putea să umbrească! Basil! Trăiască bogătașul Camacho! Trăiască an mulți și fericiți! Cu ingrata Chiteria și moară bietul Basil, căruia sărăcia i-a tăiat aripile. Și-a plătat cuțitul în inimă. Basil, ce-ai făcut? Nefericit. Doică, să nu mai tulbure nunta. Stați, trăiește încă, stați. Iertați-mă, signor Camacho, mă văd silit să încep cununia printr-o ultimă împărtășanie. Curudă Chiteria. Dacă ai vrea măcar acum când mor să-mi dai mâna ta, mi s-ar părea că aș fi răsplătit pentru toate nenorocirile. Cum pot eu răspunde nebuniei tale, Basil? Știi bine că e prea târziu. Mai bine îngrijește-te de mântuirea sufletului, Basil. N-am să mă spovedesc. Dacă Chiteria nu va consimți mai întâi să devină soția mea. Basil! Doică! Da, dragă! Ai auzit? Muribundul ăsta vrea să mă lipsească de noaptea nunții! Cu metre, Camacho! Flăcăul ăsta o să moară! Așa încât susțin că pentru tine cinste va fi aceeași dacă o vei lua de soție pe doamna Chiteria, văduva curajosului Basil, frumoasă ca și mai înainte și numai puțin fecioară. Și eu susțin că n-ai de ce să te amesteci în toate astea. Tu n-ai niciun drept să te amesteci. Chiteria e încă liberă și ea trebuie să fie cea care va hotărâ. Unește-ne, domnule preot. În situația în care e, unda va fi de ajuns. Dați-mi mâinile. Te conjur să spui dacă îmi dai mâna de bunăvoie și că o dai soțului tău legitim. Îți dau mâna mea de soție legitimă numai din îndemnul inimii mele, Basil. Bun, totul s-a săvârșit. Să ne gândim acum și la înmormântare. Spovedește-te, fiule. Oh, voi umbrele cavalerilor rătăcitori, dați-mi puterea să săvârșesc minunea învierii. Dați-mi puterea să înfrâng moartea. Spovedania, fiule. Numai decât. Opa! Umbre ale cavalerilor, mi-ați ascultat ruga. Am învins! Trișor blestemat! Priviți cu se de carton, rănire care a teatru! Numai că eu i-am căsătorit de-a binele! Căsătorie ilegală, anulată de fraudă! Haide, Chiteria, vino, ești a mea! Nu! Ceea ce s-a făcut rămâne bun făcut. Numai sărăcia l-a îndemnat pe tatăl meu să mă silească la căsătoria cu dumneavoastră. Dar iubirea mea e Basil. Doică! Era înțeleasă cu el. Să fie bătut, snopit, fâșiat, tocat. Mergeți în pace, copiii mei. Și amintiți-vă de cavalerul Don Quixote de la Mancia, pe care de azi îl puteți numi cavalerul miracolului și al morții. Ne vom aminti, cavalere, și îți făgăduiesc că oile noastre îți vor behăi numele în cele patru vânturi. Îi invit pe toți să ne urmeze. Iurta Chiteriei și a lui Basil va fi prăznuită cu brânză. Sancho, e vremea să descindem spre Toboso. Să aflăm acolo pe doamna Dulcinea ca să-i aștern la picioare aceste titluri. Ați putea
putea să-mi spuneți unde se află castelul prințesei Dulcinea? Cum ați spus? Nu suntem oare în Toboso? Da, dar nu-i niciun castel, nici o prințesă, nici o Dulcinee. Suntem în Toboso și susții că nu există nicio Dulcinee? Numai dacă n-a căzut astăzi noapte din... Au, Sancho, nu se mai spui de rata asta că eu îl provoc. Totul e doar nerecunoștință, senior Don Quixote. Cine sunteți și cum de-mi cunoașteți numele? Căutați faima și vă mirați că vă cunosc? Sunt ducele de Graban Verde. Senior duce, norocul v-a dus în calea mea. Ca să fiu sinceră, și prefera să găsesc aici pe Dulcinea. Doamna voastră vă așteaptă la mine. La dumneavoastră? Să înțeleg că vreun dușman a întreznit să-i calce locuința? Și ce dușman, senior? Un vrăjitor. Nu cumva e Freston? Chiar el. Nici o vorbă mai mult, senior duce. Duceți-mă la doamna mea. Trebuie să vă previn asupra stării în care o veți găsi. Ce vreți să spuneți? Vrăjitorul a transformat-o cu totul. Când o veți vedea, n-o să vă credeți ochilor. Niciodată nu mă încred ochilor, senior duce. Eu îmi privesc numai sufletul. Asta îmi îngăduie să aflu adevărul. În cazul acesta, să pornim, cavalere. Seniorul duce găsește totdeauna tot felul de născociri, doamnă ducesă. Trifaldin, când am aflat de sosirea acestui bufon, eu însă m-am rugat pe soțul meu să-l facă să vină aici. Credeți că se va lăsa prins în mrejele păcălelii noastre? După cât se spune, e în stare să bea oțet fără să plescăie. Mi se pare că au venit. Mă duc să-mi pregătesc rolul. Doamna mea, ți-l prezint pe seniorul Don Quixote de la Mancia, cavaler al miracolului și al morții. Trifaldin! Trifaldin! Invito aici pe prințesa Dulcinea de Toboso. Ha, iată-te în sfârșit, Dulcinea. Dulcinea. Încă nu știu ce acoperă aceste valuri, dar oricâte uriciuni ar fi dat chipului tău vrăjitorul Freston, nu va învinge, căci farmecile lui nu vor putea să te smulgă inimii mele. Deci, nu-ți fie teamă, doamnă a vieții mele, ridică-ți aceste valuri care încă te mai despart de mine. Curaj, curaj, copila mea. Doamnă, domnule, nu e cu putință. Bravul meu, senior. Ești aici și asta e totul. Ce înseamnă oare această barbă care mi împodobește obrazul, pe lângă faptul că ești aici? Vino, cavalerul meu drag, vino în brațele mele. Dar de ce atâta pudoare, seniore cavaler? Nu vă sfiiți? Îmbrățișați-vă! Nu mi-ați spus că nu priviți decât în sufletul vostru? Ba da, și totdeauna eu îl urmez. Domnule, adică doamnă, înainte de a mă înfățișa în persoană, îți trimit sufletul meu. Mânghie-l ca și cum aș fi chiar eu. Bravul meu, cavaler, salvează-mă! Vrăjitorul Freston te provoacă la o luptă neobișnuită. În sfârșit, noi vom afla față în față, domnule diavol. Mulțumirea ta va fi încă pe atâta când vei afla că dacă îl vei învinge, îmi voi redobândi strălucitoarea mea frumusețe. Unde e acest vrăjitor? În regatisimul său. Care se află unde? În stele. Asta e curată bătaie de joc. Cum să ajung acolo? Freston îți trimite un cal în aripat. Care m-ar putea duce la el? Cu ușurință diavolistă. Acest cal sunt omul lui. Învingătorul meu, scapă-mă de această barbă și-ți făgăduiesc o veșnicie de plăceri. Iată-l pe superbisimul cal în aripat. Nu știu dacă minunăția asta de cal va urca în stele, dar dacă nu o să urce, stelele vor coborâ ca să-l admire. Se spune că a sosit calul. Încă fierbinte, căci a trecut aproape de soare. Unde este? Iată-l. Iată-l.
Văd doar un cal de lemn. De lemn, firește, dar ce lemn, lemnisim. Așa? E, dar n-are nici ea, nici căpăstru. Știe, știe unde să vă ducă și n-are nevoie să fie strunit. Și ce trebuie să fac? Să încălecați, atât. Pare un joc de copii. Da, nu o să-mi pierd timpul mirându-mă. Am văzut eu din cărți că ceea ce era mai simplu era și mai de folos. Așadar, înșa. Te vei înfățișa în fața lui Freston, fără scutier, cavalere. Adevărat. Apropie-te, Sancho. Signor și stăpâne, trebuie să rămână cineva care să vă reprezinte aici în timp ce veți fi în cer. Nu te îngriji de asta. Unde lipsesc cu trupul, sunt de față cu duhul. Urcă. Nici nu mă gândesc. Cum așa? Îndrăznești să cârtești când e în joc barba Dulcinei? Ei bine, dacă trebuie să onorești șalele acestui cal, cu Dumnezeu înainte. Prieteni, declar doamnei Dulcineea că nu mă voi întoarce pe pământ mai înainte de a scăpa cerul de Freston. Și că întrucât prin această victorie ea va fi deposedată de barbă, doresc ca titlurilor mele de cavaler al miracolului și al morții să li se adauge și acela de cavaler al bărbii. Bravul meu cavaler, te rog, închide ochii, ca să nu fii cuprins de amețeala spațiului. Așa vom face. Închide ochii, Sancho. Și cum vom ști dacă am ajuns? Totul sfârșește odată până se face cunoscut. Adio, senor Don Quixote. Ah, m-ai țepat cu barba, Dulcinea. Drum bun, jupă, Sancho! Agitați-i vantaile să creadă că e vântul. Adio! 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 Adevărat că niciodată n-am văzut un cal care să alerge atât de lin. Trebuie să fie ajuns sus de tot. Negreșit. Ține-te bine, Sancho, nu te clătina, căci căderea ar fi groaznică. Nu, 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 senior, nu vreți spaima mine, căci așa înăuntrul meu e prea puțin curaj. Fă-ți curaj gândindu-te în clipa asta la cei care ne privesc de jos. Ce mici trebuie să se simtă. Nici ducele nu mai atât de mari. Ai dreptate, Sancho. Are aerul unei jumătăți de duce. Oh, ce îndrăzneală. Între noi, fie zis, noblețea lui e cam degenerată. Dar de ducesă ce spui? Ce cap de pasăre, signore! De pasăre? Și de când, după câte prostie înăuntru, nu cred să mai rămână prea mult loc pentru altceva. O brăznicie! Aparține acelui gen de femeie care îi face să se simtă bine pe dobitoci. Căci după ei, orice prostie are hază. Sancho, a treia regiune a spațiului. Simți furtuna cum suflă? Domnul să ne apere, numai să nu ne dea jos. Dacă e adevărat că de aici de sus ne dăm seama mai bine de prostia și micimea lor, va trebui să le spunem în față când ne vom întoarce pe pământ, nu? Evaldin, arde cu torța! A patra regiunea spațiului, cea a focului! Simt că mi-a bârlit aproape tot părul. Ia seama, Sancho. Ce? Iată castelul dușmanului meu de moarte. Mare Freston. Da, am ajuns. Privește această groaznică reședință a infernului pe care va trebui să o dărâm. Miros de sulf mi-a înceapă gâtul. Sunt cel puțin câteva mii de câini înfometați în fața punții. Dar ce asta? Sancho, calul nostru trece prin fața castelului dușmanului fără să se oprească. Hei, hei, oprește-te, animal, blestemat. Da, da. Destul! Poftim? Mi-am făcut plăcerea. Ce? Deschideți ochii, domnilor, bufon! Ce? Așa? Uite că ne-am întors pe pământ. Văd și eu. De ce râdeți? Ce înseamnă asta? Asta înseamnă, domnule Quixote, că jumătate de duce vă prețuiește cât doi nebuni la oaltă. Găsesc că aveți capul prea mic ca să încapă în el toată prostia dumneavoastră, domnule cavaler. Dacă nu ne-am fi urcat atât de sus, aș fi în stare să cred că auzit tot ce-am vorbit. Hai, dați-vă jos de acolo și cereți iertare pentru injuriile voastre. Să cer iertare? Poate credeți că o să vă provoc la luptă, domnule cavaler fără noblețe. Domnule duce, dacă vreți să mă provocați după toate regulile, voi avea neplăcerea să vă ucid pe loc. Slujitor! Slujitor să fie dat afară cu lovitură de bastonul! Da? Vor trebui mai întâi să se apropie, ceea ce, după cum spun unii, nu e chiar atât de ușor. Iar după câte spun alții, e chiar cu neputință. Ați auzit tot ce am spus despre voi și vreau să vă spun și în față. Sunteți obraznici, josnici, răi, fiindcă nu vă irosiți timpul cu altceva decât să înșelați buna credință altora.
Timpul ăsta prețios pe care îl pierdeți râzând prostește, alții simt cu tot trupul lor, cu sufletul lor, cu sângele vieții lor. La chei ce mai așteptat? Stați, stați, fiindcă n-am terminat. Oare nu vă dați seama că a înșela e o crimă? Că poți ucide într-astfel tot ce are mai bun un om și tocmai ceea ce îl face să fie om? Dar am să vă răpesc plăcerea pe care ați crezut că o veți avea pe socoteala mea. N-o să știți niciodată care dintre noi, eu sau voi, și-a bătut joc de celălalt. Și dacă acest cal de lemn, care se duce totdeauna spre stăpânul lui, s-a întors aici fără să se oprească acolo sus, înseamnă că Freston se ascunde printre voi. Nu știu care este, dar îl voi demasca într-o zi. Orice formă va lua, oriunde se va ascunde. Da, cel care înșeală, ucide. Păi nu m-ați înșelat, pentru că sunt încă viu. Să mergem, Sancho, singurul meu prieten. Noi cei din Maica Poliție știm tot. Îți spun că a trecut prin satul ăsta. E adevărat, l-am văzut. Cu scutierul său? Tot atât de pătrat pe cât e el de lung. Și de ce ne-ai oprit? Nu știam că prețuiesc 1000 de scuzi. Să cerem să se organizeze o urmărire. Nu pot fi departe. Păcat că nu ne-am urcat până la soare. Dar ne-am urcat, Sancho. Vreau să spun cu adevărat. Tocmai asta susțin. Ne-am urcat cu adevărat. Fie, atunci am să vă spun că e păcat că n-am rămas în cer. Căci mi se pare evident că lumea e prea mică pentru noi. Așa e. Întotdeauna am crezut asta, Sancho. Dar n-am spus niciodată că peregrinările mele se vor mărgini la globul pământesc. Într-o zi, stelele mă vor primi mai bine decât au făcut-o de asta dată. Pământul, Sancho, nu e decât o poartă joasă prin care trebuie să treci. Crăciun mort. Să înțelegem, Sancho. Iată-te, cavalera miracolului. Fă un miracol și repede, căci în această clipă Camacho va fi în pământ. Ce spui, Doică? Camacho e mort. Nu se poate. Cum a murit? Dar ce importanță are? E de ajuns să știi că e mort, cât despre rest să te ia dracu și să facă cu tine ce-o vrea. Sancho, ce-ai auzit? Tot ce ați auzit și dumneavoastră. Așadar, bogatul Camacho e mort. Mort din dragoste. E asta. Se mai poate muri și din altă. Nu, el a murit din dragoste. E de ajuns să-ți amintești de frumusețea Chiteriei, pentru ca să-ți dai seama că a murit din dragoste. Și numai eu. Eu sunt pricina. Cine v-a spus că n-a murit din supărare, Sancho, sau de furie? Sancho, n-am învins moartea. M-a păcălit moartea. Mi l-a lăsat pe Basil, dar mi-a luat pe Camacho. Lăsați, stăpâni, știți doar foarte... Hei, doamnă moarte! Te provoc din nou. Întoarce-te, hai, întoarce-te! Nu, senior, nu. Astfel de lucruri nu se spun. Moarte! Moarte! Ai să vii sau nu, femeiușcă fricoasă? Te chem și te insult. Moarte pe care nimeni nu poate să existe. Moarte! Moarte! Și te-ai apărut moartea tot puternică. Într-o clipă din râsul ăsta nu va mai rămâne nici ecoul. Sancho! Sancho, vino să vezi cea mai mare luptă care s-a dat vreodată împotriva puterilor nopții. Sunt ziua, Sancho! Sunt ziua! Ce vreți să faceți, senior? Vezi bine moartea, e aici? Nu văd. Cum nu o vezi, în fața noastră, moartea cu pânzele ei de doliu care flutură. Senior, sunt doar mor de vânt. Mor de vânt? Auzi, moarte, auzi câtă importanță îți dă scutierul meu? Mor de vânt, încarnă și astfel de atacă un cavaler. Stăpâne, jur că nu sunt decât mor de vânt. Mor de vânt, îți spun. Mor de vânt, stăpâne.
senior. A venit timpul să-ți recunoști greșelile. Nu e așa că e mai bine acasă? Uitați-vă cât sunteți de iubit. Recunoașteți că fără înțelepciune nu există virtute. Unchiule, recunoașteți că sunteți pedepsit pentru nebunia voastră. Nu vreți să aducem notarul să faceți testamentul? Nu mai e timp. Scrieți ce vă spun. Domnul fie lăudat. Parcă s-ar fi întors de departe. Vorbi, senior, voi scrie. Las toate bunurile mele, mobile și imobile, nepoate mele aici de față, Antonia Chihana. Oh, unchiule, nicio moștenire n-a fost scăldată în atâtea lacrimi. Rămâne în sarcina ei să dea un sfert din suma de bani guvernante mele Maria Galeferos. Senior, facă cerul să mai trăiți 1000 de ani. Idem 2 pogoane de pământ bărbierului meu Nicola Sponturo. Mie. Stăpâne, pâinea din acest pământ va fi cea mai tristă hrană. Idem licențiatului Pedro Perez cărțile mele. Dacă le vinzi la kilogram, vei lua pe ele cel puțin 2000 de lucati. Și acum dați-mi să semnez. Duceți-vă la notar. Poftim, senior. Dar, senior, ce-a făcut? Asta nu se poate. Ce? Senior nu se numește Quijada. Ba da. Atunci de ce a semnat Don Quijote? Seniore unchi, ați făcut o greșeală. Știți foarte bine că Don Quijote nu e numele dumneavoastră. Cu semnătura unui fantomii nu v-am luat nimic. Astfel semnat testamentul n-are nicio valoare. Nu sunteți Don Quijote, o știți prea bine. Dacă eu nu sunt, cine altul să fie? Ei, vă numiți Quijada și o știți. Veți rămâne până la urmă cu această idee nebunească de a vă crede cavaler? Unghiule, mărturisiți că sunteți Quijada. Mărturisiți niciodată, ce? Stăpâne! Du-te la dracu, ticălosul. Hai, du-te. Aș vrea să mi-o spună chiar eu. E și ai făcut și așa destul rău. Dar ce sunt eu, moare de... Trebuie să pleci, Juban Sancho, n-ai ce căuta aici, gata. N-am și căuta, dar tocmai acum are nevoie de prietenul lui. Nu înțelegi, Juban Sancho, că dacă te vede, îi se urcă iar nebunia la cap. Să fie lăsat să se apropie singurul meu prieten. Alungați-l sau altfel tot. Hai, ieși de aici, nu-i să-ți rup oasele. Hai, picioarele ți le rup, hai, du-te. Numele de Quijada pentru prietenul meu Sancho. E un târ. Ce? Eu cred că trebuie să ne învoim. Mergi la el, Sancho. Stăpâne. Ei bine, senior unchi, m-ați făgăduit. Hai. Eu nu sunt Don Quijote. Nu sunt cavaler. N-am făcut niciodată ce am făcut. Dă-mi să semnez. Quijada. Ce înseamnă asta, stăpâne? Capitulez, Sancho. Capitulez. Explicați-vă, rogu-vă. Răsplata înțelepciunii, Sancho, este, după cât se pare, să mori liniștit. Dar n-aveți dreptul să muriți. N-aveți dreptul, m-auziți? Ar fi prea ușor. Făgăduiți o insulă, îl luați pe Sancho, semnați un pact de prietenie și muriți. Luptați-vă, stăpâne. Dacă moartea vă provoacă, luptați-vă. Iar vei spune că sunt mor de vânt. Nu, aveați dreptate, era moartea. Da, era moartea, Sancho. Și m-a învins. Nu se poate. Priviți, seniore, pe toți cei care vă așteaptă, cărora le e foame de căldură, de prietenie, care sunt bagiocoriți, înșelați. Stăpâne, trebuie să le vii în ajutor. Cine să salveze lumea dacă Don Quijote o părăsește? Trebuie să pleci iar, stăpâne. Dreptatea trebuie salvată. Cine spune că m-am răzgândit? Trebuie să-i fac să creadă că mă supun judecăților, înțelegi, Sancho? Da, pricep. Moartea mea va fi o strategie ca să nu mă mai poată reține. Du-te și mă așteaptă lângă Rosinanta. Du-te.
Sancio, am încredere în tine, stăpâne. Am încredere. Te voi aștepta cât timp va fi nevoie. E bine, cavalerul, ai rătăcit. Tu cine-a? Tu cine-a mea? Te aștept, cavalerul. Trebuie să mergi mai departe, cavalerul. Eu sunt la capătul infinitului. Vino, cavalerul, vino. Ai în față întreaga veșnicie. Vino. Vin, vin, vin. Am venit să-l arestez pe cavalerul Don Quixote de la Mancha. Prea târziu, seniorul Don Quixote a plecat. Ați ascultat Don Quixote de Yves Jamiac, după Cervantes. Traducere și adaptare radiofonică de Florian Nicolau. Au interpretat Radu Berigan, artist al poporului, Dem Savu, Dorina Lazăr, Eugenia Maci, Mihai Fotino, Cristina Bugeanu, Mircea Cojan, Constantin Dinulescu, Nicolae Grigore Bălănescu, Răducu Ițcuș, Adrian Negru, Rodica Popescu-Bitănescu, Ludovic Spis, Coca Enescu, Sorin Gheorghiu. Asistența tehnică, Veronica Ioniță și Tatiana Șerban. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Tatiana Andrejcic. Regia artistică, Grigore Gonța.